Fie că au fost acuzate că au discutat cu diavolul sau au fost doar amenințări la adresa societății convenționale, vrăjitoarele au captat de multă vreme imaginația publicului. Astăzi, mulți sunt văzuți ca icoane feministe, altele au fost legate de moarte și de distrugere. La Voisson, Catherine Mon -Voisson, cunoscută și sub numele de La Voisson, a trăit în Franța la mijlocul anilor 1600. Ea a practicat medicina și a fost inclusiv moașă de avorturi, a amestecat poțiuni și otrăvuri, a făcut averi și mese negre unde clienții puteau discuta cu diavolul. Ea a fost de asemenea șefa unui cult care a otrăvit mulți membri aristocrați francezi și care plănuise să-l otrăvească pe regele Ludovic al XIV-lea. Cel mai faimos client al ei a fost doamna de Montespan, amanta regelui. Din ordinul acesteia, la Voisin a încercat să-l otrăvească pe rege pentru infidelitatea sa. La sfârșitul anilor 1670, frica de otrăvire și vrăjitorie a atins apogeul pe străzile Franței, și mulți ghicitori de succes, inclusiv la Voisin, au fost arestați a fost arsă public după ce a fost condamnată pentru vrăjitorie în anul 1680. Alice Keitler Prima femeie înregistrată condamnată pentru vrăjitorie în Irlanda, Keitler a trăit de la sfârșitul anilor 1200 până la începutul anilor 1300. Aceasta a fost căsătorită de patru ori. După ce al patrulea soț a murit, exprimându-și teama că ar putea fi otrăvit, Copiii săi și copiii celor trei soți anteriori au acuzat-o pe aceasta că ar fi folosit o travă și vrăjitorie împotriva taților lor. Ea a fost acuzată de asemenea de multe acte depravante, cum ar fi sacrificarea animalelor, venerarea lui Satan și folosirea puterilor ei pentru a-i manipula și controla pe creștini. Una dintre slujitoarele ei. Petronella de Met a fost torturată de autoritățile bisericii și a măturisit vrăjitorie, implicându-o astfel și pe Kaitler. În acest moment, Keitler fuge din țară, probabil în Anglia, iar de atunci nu s-a mai auzit nimic de ea. Isabel Gaudi Executată pentru vrăjitorie în anul 1662, aceasta se remarcă prin mărturisirea ei detaliată pe care a dat-o din propria voință, fără a fi torturată ca alte femei ale vremii. Gudi era o tânără casnică care locuia în Scoția. Mărturisirile ei despre activitățile clanului, inclusiv presupusa lor capacitate de a se transforma în animale. Au oferit o perspectivă grozavă asupra folclorului european din jurul vrăjitoriei la acea vreme. Ea a mai susținut că este distrată de regina zânelor în casa ei de subdialuri. Unii speculează că măturisirea ei ar fi putut fi rezultatul psihozei sau un truc pentru a obține o sentință mai blândă. Moldeier. Deși povestea ei conține mai mult știri și speculații decât fapte înregistrate, acest presupus rezident din Maryland a fost inspirația din spatele multor povești locale și chiar a unor filme interesante. Taylor a trăit la sfârșitul anilor 1600. Un grup de locuitori au acuzat-o de vrăjitorie, și astfel ar fi fost alungată din propria casă în toiul iernii. Corpul ei a fost găsit câteva zile mai târziu înghețat. În continuare circulă povești despre spiritul ei răuvoitor, bântuind pământul din jurul cabanei ei împădurite și terorizând pe oricine se apropie ca răzbunare împotriva celor ce i-au greșit. Marie Lavo Marie Lavo este descrisă cel mai exact ca o preoteasă voodoo. Ea a trăit în New Orleans în 1794 până în anul 1881. Deși se știe foarte puțin despre viața ei, e de știut faptul că a avut o mulțime de urmăritori și că a impus respect în timp ce se plimba pe străzile din New Orleans. Există speculații că magia ei a amestecat tradițiile spirituale catolice și africane, că divinitățile ei erau susținute de o rețea pe care a adunat-o în timp ce lucra la coafor și ca doamnă de bordel. Că deținea un șarpe pe nume zombi după un zeu african și multe altele. După moartea ei, mormântul a fost plin de vandalism, deoarece mulți vizitatori credeau că spiritul lui Lavon i-ar îndeplini dorințele dacă ar desena un X pe piatra ei funerară. Astăzi trebuie să aveți un ghid turistic pentru a intra în cimitir unde este înmormântată. Dion Fortune Născută Violet Mary în 1890, Dion Fortune a fost un ocultist și un autor britanic, considerată de mulți ca o vrăjitoare în zilele noastre. Ea a scris prolific despre ocultism atât în lucrări de ficțiune, cât și lucrări de non-ficțiune. În anul 1924, a fondat Fraternitatea Luminii Interioare o societate magică care se ocupă cu filozofia religioasă și realități alternative. Ea a murit în 1946, lăsând în urmă societatea sa magică care a supraviețuit până în zilele noastre. Tituba, deși nu este clar din ce țară sud-americană provine, Tituba a fost adusă în coloniile americane ca sclav al lui Samuel Paris, în timpul proceselor de vrăjitorie din Salem din anul 1692, Tituba a fost prima persoană acuzată de vrăjitorie de Elizabeth Paris și Abigail Williams. Inițial, Tituba a negat orice implicare, dar la fel ca mulți dintre acuzați, voința ei a fost ruptă rapid. Tituba a recunoscut că a participat la un ritual ocult, spunând că a copt o prăjitură de vrăjitoare în încercarea de a-și ajuta amanta, Elizabeth Paris. Tituba și-a înfrumusețat mărturisirea, adăugând detalii despre slujirea ei față de diavol. Mărturisirea ei a fost atât bizară cât și înfricoșătoare, deoarece Tituba a afirmat că a semnat o carte a diavolului. Aceasta, împreună cu mulți alții, a fost închisă timp de aproape un an, dar a reușit să nu fie una dintre femeile spânzurate pentru vrăjitorie. Tituba a rămas în închisoare timp de un an, deoarece stăpânul ei nu i-a plătit taxele de închisoare. În cele din urmă, în anul 1693, o persoană necunoscută a cumpărat-o de la închisoare pentru prețul taxelor sale de închisoare. După aceasta, drumul femeii a dispărut din istorie. Molin Matsdotter, cunoscută sub numele de Marele Zgomot, cel mai mare proces de vrăjitorie din istoria Suediei, a adus pe lume o văduvă suedeză tenace. În iulie 1676, Molin Matsdotter a fost semnalată pentru vrăjitorie de către propria ei familie. Acestea și-ar fi acuzat mama că ar fi răpit copii și i-au dus într-un sabat satanic. Matt's daughter a fost găsită vinovată datorită mărturiei ficelor sale și a lipsei ei de cunoștințe religioase și rugăciuni. Metzdotter, împreună cu Ayn Hack au devenit ultimele persoane executate pentru vrăjitorie în Stockholm. În timp ce vrăjitoarele erau de obicei decapitate sau spânzurate, instanța a decis să-i dea lui Metzdotter o altă sentință după ce ea a refuzat să-și recunoască vinovăția. În timp ce Anne și-a cerut iertare, Metzdotter și-a menținut nevinovăția și a devenit astfel singura vrăjitoare suedeză care a fost arsă de vie. Un localnic a raportat că, în timp ce flăcările i-au acoperit corpul, Matt's daughter nu a țipat și nu a părut să sufere, pentru unii demonstrând de fapt că ea era o vrăjitoare. Mother Shipton Mother Shipton a fost o preoteasă engleză foarte apreciată și de temut în anii 1500. Localnicii s-au referit la mama Shipton drept fața Hag, din cauza urâțeniei și a desfigurării ei. Mulți credeau că era fica unei presupuse vrăjitoare a gata și a diavolului. În ciuda aspectului ei, mama Shipton era considerată cea mai mare clarvăzătoare a Angliei și chiar a fost comparată cu Nostradamus. Unele dintre profețiile mamei Shipton prevestesc multe evenimente și fenomene moderne. Se spune că ea a prezis marea ciumă din Londra, marele incendiu din Londra, execuția reginei Maria a Scoției și internetul. Spre deosebire de alte vrăjitoare bine cunoscute, mama Shipton a murit de moarte naturală și a fost îngropată la marginea orașului York în anul 1561.